A zecea cheie a cheia genelor. Sidi, existență, dar naturalețe. Umbră, obsesie de sine. Confortul. Partener de programare a 15 -a cheie a genelor. Inel de codoni, inelul umanității. Fiziologie, piept, inimă. Aminoacid, arginină. A zecea umbră, obsesia de sine. Întortocheatele căi ale sinelui. În calitatea sa de piatră de temelie a individualității umane, cheia a zecea și benzile sale de frecvență se referă la una dintre cele mai profunde problematici umane: conceptul iubirii de sine. Această forță intangibilă din interiorul nostru se naște aici, în umbra 10, făcându-ne să ne concentrăm în permanență asupra mediului cel mai apropiat, corpul nostru. Acesta este unul dintre cele mai primitive din toate aspectele și arhetipurile genomului uman. La frecvența umbrei, constrânge forța vitală și o împinge spre interior, motiv pentru care, pe termen lung, reprezintă una dintre cele mai mistice umbre. Aici începe cu adevărat călătoria individuală spre trezire și transcendență. Însă, această forță centripetă genetică nu permite altor ființe să se bucure de preocuparea și atenția noastră imediată. În perioada de început a omenirii, a zecea umbră asigura supraviețuirea individuală, deoarece punea siguranța propriului vehicul mai presus de orice. Când un om își dă viața pentru altcineva sau pentru o cauză superioară, înseamnă că a depășit umbra zecea, deoarece principala menire a acesteia este să punem pe primul plan propria persoană. În lumea modernă, această umbră continuă să ne guverneze la nivel colectiv, deși a început să dea semne de trezire. Ea pune accent pe individ, ceea ce poate fi deopotrivă o binecuvântare și un blestem. Diferențierea individuală este piatra de temelie a evoluției. Dacă oamenii nu-și descoperă propria identitate și unicitate, nu o pot transcede și nu pot conduce astfel societatea la un nivel mai înalt. Binecuvântarea constă în faptul că funcționăm mai bine ca unitate atunci când ne permitem să fim diferiți. Este unul dintre cele mai frumoase paradoxuri umane. Putem ajunge la unitate doar prin diversitatea noastră. Dar există forțe care se opun evoluției, iar aceste forțe care vin din interiorul nostru ne împiedică să ne bucurăm de adevărata noastră unicitate. Partenerul umbrei a 10 -a este Umbra 15. -a, apatia. Iar întrucât aceasta se referă la frica de a fi diferiți, ne închide la nivel colectiv. A 15-a umbră ne transformă în oi care urmează turmă, ceea ce ne răpește unicitatea. În timp ce a 15-a umbră ne distrage atenția de la propria unicitate, a 10-a umbră are exact efectul opus. Ne face să fim obsedați de propria unicitate, de modul în care putem să o descoperim și să o urmăm. Astfel, în lumea de azi întâlnim în principal două tipuri de oameni cei care urmează turma și cei care încearcă să scape de turmă cu orice preț. Umbra a zecea nu se gândește și nu se poate gândi la nimeni din afara sa. Sub influența ei devii atât de obsedat de propria persoană, încât nu mai vezi și nu mai auzi sentimentele celor din jur. Prin urmare, celorlalți le va fi foarte greu să creezi o relație cu tine, chiar dacă tu ai impresia că poți crea o relație cu ei. Deși s-ar putea să ai multe relații, adevărul este că în interiorul tău nu există suficient spațiu pentru ideea de ceilalți. Vezi totul prin câmpul tău de proiecție subiectiv, iar această lipsă de obiectivitate poate avea un singur rezultat. Creează haos în toate relațiile tale. Atunci când te uiți la ceilalți prin lentila umbrei a 10 vezi doar oameni pe care ai dori să-i schimbi. Prin urmare, ți este foarte greu să accepti pe cineva pentru unicitatea sa. În psihologie și psihiatrie, această obsesie de sine poartă numele de narcisism. În cantități moderate, narcisismul este considerat o competență esențială a unui psihic sănătos. Dar, la frecvența umbrei, acest narcisism, precum legenda din care se trage, ne face să rămânem captivi ai propriei reflexii. În mod ironic, cu cât te specializezi mai bine în sinele tău inferior, cu atât te îndepărtezi mai mult de sinele tău superior. Obsesia de sine de a cele de 10 umbre este condusă de frică, o frică inconștientă extrem de precisă, frica de pierderea propriei identități. Este una dintre cele mai profunde frici ale oamenilor care ne determină să încercăm fără încetare să aflăm cine suntem, în speranța de a găsi o definiție permanentă. Această căutare a adevăratei identități este o aventură extraordinară. Este călătoria atemporală a autocunoașterii reprezentată de celebra formulă sculptată în piatra deasupra porții oracolului din Delphi. Cunoaște-te pe tine însuți! Însă la frecvența joasă a umbrei, călătoria autocunoașterii devine o obsesie care de fapt ne împiedică să aflăm cine și ce suntem. Din setea de a scăpa de frică, noi creăm o călătorie fără sfârșit, poate plină de drame și aventuri, dar în esență o călătorie în care nu vom fi niciodată nevoiți să ne confruntăm cu noi înșine. În asta constă viclenia umbrea 10-a ne face să fugim după umbra propriei noastre reflexii, iar călătoria spre adevărata noastră natură devine propria noastră capcană. În lumea occidentală modernă, obsesia de sine se întâlnește pretutindeni. Oamenii sunt obsedați de cum se simt, cum arată, de ceea ce poartă, de ceea ce au și unde trăiesc. Atâta vreme cât te uiți la tine, nu vezi ce se află în jur. Și tocmai în asta constă problema. Până când nu-ți recunoști obsesia de sine, nu o poți transcede. Iată de ce ea este un rău necesar. Orice călătorie interioară începe cu obsesia de sine și se poate transforma într-un labirint fără sfârșit. Obsesia de sine poate deveni o capcană chiar și atunci când ea forma căutării spirituale. De fapt, în multe privințe, căutarea spirituală a adevărului care prinde în mrejele ei atâtea persoane din lumea occidentală reprezintă cea mai profundă obsesie de sine calea în sine creează dependență și ne împiedică să fim cu adevărat noi înșine. Cu cât ne căutăm mai mult propria identitate, cu atât aceasta devine mai efemeră. Toate căile circulare ajung în cele din urmă în punctul în care se produce un salt. Cei care pășesc pe calea autocunoașterii, vechea denumire chineză a hexagramea 10 din I Ching este parcursul, vor scăpa din cerc atunci când vor înțelege că de fapt ceea ce caută ei nu există. Aceasta este o revelație spontană ce poate avea loc doar atunci când ne-am pierdut de-a binelea în căile întortocheate ale sinelui. Nimeni nu știe cât va dura până la producerea revelației, deoarece durata diferă de la o persoană la alta, dar ea nu poate fi simulată. Adevărata revelație pe care ne oferă zecea umbră conduce în mod inevitabil la explozia creativă care se produce prin darul naturaleții. Caracter represiv? Negarea sinelui Natura introvertită a umbrei obsesiei de sine este negarea completă a sinelui. Este o inversare a energiei obsesiei de sine, care devine centrifugă și se concentrează pe orice și oricine, mai puțin pe sine. Acești oameni își trăiesc viața pentru alții și prin alții, însă martirizarea lor nu are nicio conotație pozitivă și nu servește evoluției. Ei trăiesc o viață de compromisuri și negându-se pe sine devin asemenea unor zombi pentru colectivitate. Poate că expresia este șocantă, dar adevărul este că marea majoritate a populației trăiește în acest fel, fără a se iubi pe sine cu adevărat și fără a avea un centru autentic. Aceste persoane constituie principala țintă a marilor religii ale lumii. Faptul că se neagă pe sine nu le permite să recunoască divinitatea în interiorul lor. Le e mult mai ușor să proiecteze o asemenea autoritate în afara lor. Caracter reactiv? Narcisism. Când forța obsesiei de sine este orientată în exterior, ea se transformă în narcisism autentic, în sensul că îi exclude pe toți ceilalți. Tot așa cum natura represivă își neagă propria existență, natura reactivă neagă existența celorlalți. Viața acestor oameni gravitează exclusiv în jurul lor înșiși. Frica lor se manifestă sub formă de furie: își proiectează frica de a nu-și pierde identitatea asupra celorlalți și asupra societății în general. asemenea, oameni nu pot ceda nicio părticică din ei altora. Trăiesc cu obsesia că lumea sau ceilalți le vor răpi într-un fel sau altul dreptul la libertate. Pentru cineva cu o natură reactivă, relațiile sunt extrem de dificile, deoarece este blocat într-o poveste de dragoste cu sine însuși dar nu cu sinele său real. Sinele real se află pretutindeni și în tot ceea ce există, deoarece natura sa este iubirea. Însă, pentru a înțelege acest concept, trebuie să renunțăm chiar la ceea ce ne dă iluzia siguranței, iluzia identității individuale.